Pă, bună, eu cafea să-mi bag, pula de nou. Niața lumea, eu stimă PC și bă, un nou videoclip. Aici unul foarte interesant, în care... Este 10 dimineața, în pula mea, și eu filmez videoclipuri, că de ce nu? Dar nu este problemă. Azi m-am gândit să facem o chestie foarte interesantă. Voi spune o poveste de-a mea de la 14 ani. Da, 14 ani, în pula mea. Eram cu hormoni până în creier. Nu-i problemă. Cafea intensă, fain. Și povestea asta care vreau să vă spun este cum m-am îndrăgostit de vara mea la 14 ani. O vară. Da, care eu nu știam că este o verișoară. Și... îi dăm blană? Îi dăm blană. Ok, dar oricum, ca să fie clar, nu o să-i zic numele niciun caz la verișoara mea. Cred că poate acum vede videoclipul, poate dacă vreodată îl vede, îmi pare rău, sincer, știu că am fost prost și am făcut nu știu câte căcaturi, dar... O trecut mult timp, dar am fost și mai prost atunci, îmi pare rău dacă vezi videoclipul. Și o să-i punem numele Măricica, așa. Nu vreau să-i se afle viața personală, așa că să începem. Eram într-o vară frumoasă la mine la Miamuri și acolo am două verișoare. Să zicem că prima verișoare îi punem și noi numele Ancuța. Deci Ancuța și Măricica. Aveam două verișoare care stăteau acolo. Bine, Măricica era din alt oraș și venea la verișoara mea cumva. Pe Măricica n-am știut-o niciodată, gen, eu că n-am știut că mi-e vară în pula mea. Pur și simplu am văzut-o acolo și am zis bună. Sau mă rog, știi, să rămă, ceau, chestii de-alea de salut, că niciodată n-am văzut-o în puii mei. Și ea era mai mare ca mine cu vreo 4 ani, deci gândiți-vă că aveam 14 ani atunci. Și ea avea deja 8, nu. Cred că ea deja avea 18 ani când noi aveam 14 ani. Deci e ceva, deci acum dacă, cum am eu 18 ani acum, sigur e destul de mare acum. Și venea faza, era așa mai timidă de fel și purta ochelari, da, purta și ochelari. Măricica noastră. Și venea faza că întotdeauna Măricica se uita la mine foarte ciudat. Asta vreau să spun, se uita la mine ciudat rău. Deci dacă făceam ceva sau chestii, ori se uita la mine așa cu o privire, nu știu, dubioasă, gen, mă cam privea ai faza și îmi dădea așa un gând, bă, oare mă place, oare... Eu nu știam că mi-e vară, deci din prima rând nu știam că mi-e verișoară. Și era foarte ciudat. Și așa cu timpul, gen, hai ca mai vorbim, mai chestii, știi că... Nu, eram trei în puii mei și vara mea care, oricum, stătea mai mult cu ea, dar asta e partea a doua. Am început de mai multe ori așa să o privesc și... Da, cam patut începeam parcă să-mi placă de ea, știi? Nu știu, se uita așa la mine, gen, ciudat și... Bă, era drăguț, adică îmi plăcea cum arăta chestii. Odată era un moment când eram, gen, toți trei în cameră, ea pe telefon, eu pe telefon și vara mea pe calculator, gen, nu știam ce să facem, păi eram așa, hai că-i dăm, nu-i problemă. Și deodată mă întreabă ea, cum să zic, hai ca să nu zic așa, să nu zic Cristi, o să zic Timo, fiindcă pe mine mă cheamă Cristi în viața reală. Ar fi ceva gen, Timo, tu ai prietenă, ai iubită? Și atunci m-am rușinat într-un hal de ăla, ai de pula mea. Deci atât de rușinos am fost că am fost ceva gen, nu. Deci eram foarte rușinos la vremea, mi-era și frică să-i spun că îmi place de ea, știi? Era foarte rușine mie. Dar de m-a întrebat de nicăieri chestia asta și a fost foarte ciudat, deci... Eu cred că și ea mă plăcea la vremea, nu știu de ce, că... Cum v-am spus, mă privia, deci se uita la mine cam de multe ori să mă privia așa cu niște ochi. Sau... Cel mai bun caz că m-a întrebat chestia asta, deci era ceva ciudat. Dar am fost la un moment dat foarte prost. Ai, cât o să regret că zic povestea asta și sper să nu se uită la videoclip. Dacă se uită, cred că o să râdă de mine în momentul de față. Dar a trecut timp acum. După ce mi-a zis chestia, eram eu așa mai atent pe telefon. Și chestii. Era faza că... Știți că fetele când se culcă, gen, că acum atunci era seară. Când fetele se culcă, ele n-au sutiene, ei au decât un maio, bă, și se vedea în halul ăla ăsta, în bapula. Așa într-un hal se vedeau și baloanele alea că la hormonii mei de 14 ani numai acolo eram atent. Dar așa subtil, ba ochii în telefon, ba ochii acolo. Era ciudat. Și ce se gândește Timo atunci? Hai să fac o poză subtilă. Atunci am venit pula.
Hai de pula mea. Am vrut să fac o poză, gen, să-i fac o poză în momentul ăla cum se vedea. Nu întrebați de ce am vrut asta, dar pur și simplu am vrut. Și failul cel mai mare a fost atunci când am făcut poza, s-a auzit clicul ăla, clic, și-a mai făcut și blitz în pula mea. Și atunci eram, ai de, îmi iau cringe numai când mă gândesc ce reacție o a fi avut când, ai de pula mea. Și față că după ce s-au auzit alea și am făcut și poza, s-au și mutat de canapea de lângă mine, că era pe canapea pe lângă mine, s-au și mutat de acolo și s-au pus pe jos pe burtă, pe o pernă, în pula. Ai pus pe așa o plecat de acolo și s-au pus jos. Deci m-a zis cel mai de căcat mod posibil în pula mea. Era foarte cringe. M-am și gândit ce eu trecut prin capul ei când am văzut că s-a auzit poza și blitzul. Ai, Doamne. Chestia asta n-o să uit, mă simt chiar așa cum foarte prost când zic în pula mea. Și mă rog, a trecut seara asta, a venit altă zi, la fel, pâlă mă. Asta a fost cam prima zi când am întâlnit-o, când am făcut cunoștință cu ea și nu știam că mi-e verișoară, da? Și azi am venit acasă, după vreo câteva luni, am mai venit chiar pe la vară, mi-a acasă, s-a întâmplat după ceva luni, acum ce urmează mai cancer, s-a întâmplat după mai multe. Am venit chiar acolo și era din nou acolo, știi, la vară, mi-a... Ancuța a venit, era măricica. Da, ea mereu venea la Ancuța, știi, ca să stea cu ea, nu? Că și ea e verișoară. Și atunci o vedeam și pe ea. Din nou, la fel, se întâmplau aceleași chestii. Se uita la mine într-un mod foarte dubios, de zici că mă plăcea sau ceva. Se mai rușina din când, deci dădea semne de alea de zici că mă place și ciudat. Că poate nici ea nu știa că eram neamur, nu știu, sigur. Dar a fost dubios. Și odată și odată mă gândeam, hai că-mi bag pula. Astăzi vorbesc cu ea, îmi fac curajul, nu știu ce. Cum se noi acolo la Neamul, mai mult este o comună, nu este un oraș, o comună, știți? Și mă plimbam mai mult prin sat cu ele două. Și atunci am început să aducem vorba de, nu mai țin minte exact din ce, am avut vorba de League of Legends, că ea s-a jucat League of Legends și că ăsta nu știu ce, că dacă eu joc și zic că am jucat, că mă băgam în vorbe deja, eram acolo așa, eșchere. Și ce nu mă simțeam acolo, mai apropiat aproape, cred. Dar după urmat, ai de pula, cel mai cringe moment a urmat fix acum. Și acum când mă gândesc ce s-a întâmplat, am așa fior pe mână în pula, deci nu pot să uit chestia asta. Mi-a rămas în cap tot timpul. Eram la casă la bunici, tura asta, eram la casă la bunici, eram la Neamul unde stă varmea. Eram taică-miu și Ancuța și măricica, deci eram toți patru în puii mei. Ne uita, eram oricum seară și ne uitam la un film de groază atunci, mi-aduc aminte. Eram gen toți în pat, așa pe rând puși și ne uitam la un film de groază, pe laptop, da, pe laptop ne uitam. Că atunci nu aveam calculatorul pus, era casă de bunici în pula mea. și ne uitam așa ce film horror era, dar ba pula că am uitat. După ceva timp de la filmul ăla ne-am pus să ne culcăm și atunci, ai de pula mea, a urmat cringe-ul total. Ne-am pus cumva, ca să încăpem toți în patru ani, ne-am pus dormim lateral, nu știu cum să zic. O să vă arăt eu într-o schiză, gen, taică-mi era în stânga de tot, Ancuța era la mijloc și eu eram lângă măricica, deci fix lângă, deci fix lângă ea doarme. Era așa, deci eram toți lateral în pui, era foarte ciudat. Am încăput așa tot, știi, așa toți am încăput, că patul era și mare, hai. Și atunci am adormit eu frumos. Mă gândeam, eram un pic cu emoții că dormeam lângă ea, până eram așa. Dar m-am pus de burtă și am dormit. Am adormit o fericită, cred că pe la 1 noaptea, nu știu de ce dracului m-a apucat pe mine, dar... Acum mă gândesc și-mi vine să râd. Dormeam eu acolo, știi, gen, am adormit deja, eram, cred că pe la 1 noaptea sau așa. Am tras o beșină, gen, eram pe burtă și am tras o beșină, că m-am trezit și eu. Și mi se pare că și... Măricica s-a întors când au zis, iar m-am simțit de căcat să-mi bag pula de nu. Chestia a fost așa, după aia m-am întâlnit, adică m-am întors pe spate. După aia m-a dormit înapoi și acum va urma chestia foarte, ai de pula mea, foarte, foarte sânjenitoare ce am făcut-o eu. Mă trezisem azi dimineață, adică dimineața m-am trezit logic, toți eram încă, numai taică nu era acolo, că el plecase și trezise mai devreme, era numai eu cu ele două. Ăsta, Ancuța, dormea ea bușteni, la fel și măricica, eu m-am trezit. Mă uit așa atent în stânga și cum stătea măricica... Da, cred că v-ați prins unde mă uitam, desigur, în pula mea.
că erau așa prea aproape de mine, din cum întorceam capul, erau fix în fața mea, baloanele alea, mă rog, bubis, cum să le zic, țâțe, pui mei. Bă, și mă uit așa insistent, mă gândeam, bă, oare să le ating, oare nu se trezește, oare se trezește? Care, deci la asta mă gândeam la 14 ani, hormonii mei în pula mea. Bă, și mă uitam așa, bă, dacă se trezește? Hai că dacă iau așa încet, deci așa mă gândeam, vorbesc serios. Și mi-am pus toată curajul, am luat mâna aia și așa încet, încet, cred că am pus toată palma pe țâța stângă, cred. Așa am pus. Și toată așa m-am simțit atât de mândru de mine să-mi bag pula. Zici că am devenit bărbat pentru prima oară că m-a atins niște țâțe. M-a dat seama. Prima oară când am atins țâțe, a fost la chestia asta. Am bat pula. Și a fost faza că țineam acolo mâna, mă seama atât de bă ce moale e să-mi bat pula. Și nu se trezea, știi, ea nu era trezită. M-a luat mâna, mi-era frică că poate se trezește. Mă uitam așa atent iară, am zis să-mi tind iară mâna, am pus din nou mâna, iar mă simțeam super bine. Nu știu de ce făceam asta, dar hormonii de 14 ani v-am zis. Și a mai fost faza că am și strâns un pic așa de câteva ori. Am făcut așa cu mâna, tâng, tâng, și nu s-a trezit, ceea ce a fost bine. Și așa m-am zis eu așa cu un achievement că, în sfârșit ești bărbat, mă. Așa mă simțeam pe bune. Și am zis că eram în gândul meu, gata, nu mai spăl mâna asta, never. Hai de pula aia. Și după m-am gândit la o chestie, da, hai de pula. Deci te rog, dacă vezi videoclipul ăsta, îmi pare foarte rău. Cred că oricum o trecut mult timp de atunci, deci chiar îmi pare rău că ăsta, că o să vezi videoclipul ăsta cândva. Gen, după chestia aia, mi-am zis că încă dormea, mă gândeam să trec la extrem. Și da, să... Din ea era pe spate, știi, întinsă cu... Era întoarsă, gen, cum să zic, stătea cu o parte spre mine. Deci de-aia mi-a fost și ușor să, știi? Și mă uitam mai jos, gen, era cam dezvelită de plapuma aia și mă gândeam să merg la extrem să... Să atingem, da, nu știu cum să zic, mai, ca un gentleman. Să pun mâna la brioșă, băga mi-aș pula, zic așa. Și acolo mi-era cel mai frică, dar... Hai de pula mea, regret rău că am făcut chestia asta. Atât de mult regret. Și am luat iară mâna așa, am dus-o încet, încet. Și numai un pic așa am pus mâna. Coaie, mi-am cringe, să-mi va pula, nu pot. Deci, cum spuneam, deci am pus mâna și, gen, am pus decât, cum să zic, decât că un deget am pus, că mi-era foarte frică să nu o trezesc la momentul ăsta. Deci am pus numai că un deget așa un pic am apăsat și știu că am... Da, pur și simplu am pus degetul acolo pe scurs, că mâna, nu mai țin minte deloc. Mă, o să zicem că am pus mâna și... Am simțit acolo, se simțea foarte ciudat, dintr-o dată s-a trezit. Dintr-o dată s-a uitat așa în jos brusc și atunci mi-am luat așa o panică atât de mare că am luat mâna instant și m-am prefut că dorm în până. Deci mi-am luat mâna instant de acolo, am întors capul pe pernă și m-am pus că dorm. Deci când am întors capul, ai de pula mea, atunci m-am simțit cel mai de căcat din ta. Atât de căcat m-am zis. Și faza e că m-am stacă și cum să zic că domn, chit că sigur observa mâna mea cum o pleca de la gogoașa ei la puii mei. A fost prea cringe. Deci a fost, stăteam acolo și făceam, am băit pula. Dar nu știu ce făcea ea în momentul ăsta, cred că se uita la mine ciudat, că nu m-am uitat deloc la ea. Deci se uita la mine, nu știu, oricum nu a zis nimica. Și mi se pare că s-a și trezit și... O mers să vadă cum e pe afară, eu încă stăteam și mă prefăceam că domn să creadă că eu chiar dormeam, că i s-o păru, știi? Deci atât de prost am fost. Bă, și mă gândeam, bă, ce pula mea am făcut. Și după aia zis, după moment, hai că am zis că mă trezesc pe scurt, da, am pus mâna la țâță și la fofolancă, atât. Asta e tot. Și la fofolancă s-o trezit, băga mi-aș pula. Și sigur, au văzut mâna aia cum o pleca de acolo, că de-aia când s-o și trezit, că o simți ceva. Nu știu cum să zic, o atingere, pula mea, sună ciudat. Și după ceva timp mă trezesc eu frumos, mă ridic, mă prefac ca și cum nimic nu s-a întâmplat, știi? Eram așa, mă cheamă taică-miu să mâncăm, gen la masă, toți trei. Și eram toți trei la masă, din nou, eram tot lângă ea în puii mei și mâncam și
Bă, nici dacă nici măcar un ochi nu dădeam spre ea, mi-era prea rușine în puii mei că... Ea, cred că era conștientă de ce am făcut, dar nici ea nu zicea nimic. Ea pur și simplu stătea și mânca liniștită în pula mea. A fost prea, nu știu. De cât rău că am făcut asta. Și tot a fost ok, ea după am intrat eu în... Deci, de fapt, a fost că nici ea nu mi-a zis nimic. Ea se purta ca și cum nimic nu s-a întâmplat atunci, știi? Nu a văzut o mână că o pleca de acolo așa sau că, știi... Uai ce se gândea în cap, păi mi-e și frică să mă gândesc. După ceva vreme când ne mai ieșeam noi așa prin sat, căcatul, începeam eu așa ca un dă-la, îmi pui mie să mai țin vorbe cu ea, să mai, știi, să încercăm să ne împete, închid cotri cu chestia aia, bă, că aș pula. Și da, nu e ok deloc. Cel mai cringe moment a fost fix ăsta. Și așa am mai încercat eu să mai o fac să râdă chestii, dar bine. La un moment dat, când a zis-o ceva despre soc, a început să râdă, știi, dar ea chiar se purta ca și cum nimic nu s-a întâmplat și eram acolo plin de rușine în mine, în puii mei. Era foarte, da. Și după ce trecut chestiile astea, am zis că am adăugat-o pe Facebook, am zis că poate scriu pe Facebook, că gen, poate merg, gen, orașul ei normal unde stă ea este fix lângă a meu. Doar că vara mea am cutei mai la distanță, dar măricica fix lângă orașul meu stătea. Și mă gândeam, bă, dacă aș merge pe la ea? Și scriam pe Facebook. Am început să vorbesc cu ea pe Facebook, am ajuns acasă și am întrebat dacă ar vrea să vin pe acolo, să ne vedem sau ceva. Deci am început în forță și mă gândeam, vai că dacă zice, da, mi se schimbă viața sau chestii de genul, mă gândeam în cap. Și într-o dată văd acolo, nu. Și eram, bă, că mi-aș pula. Mi-a zis, nu, că nu pot să vin să o văd. Cum să-ți iei friendzone în pula mea. Și după ceva timp mai aducesem eu cu taică-miu vorba de ea și taică-miu mi-a zis că ea este neam cu mine. Dar din alt sânge, dar e neam cu mine. Și mă gândeam, coaie, eu m-am îndrăgostit de verișoara mea? Adică tot ce am făcut eu a fost la propria mea vară? Deci nu mi-a spus nimeni că a fost din... Verișoare mi-am tot acest timp în pula mea că eu am și... și atunci m-am zis și mai de căcat ca niciodată. Și de atunci n-am mai ținut cu ea legătura, adică n-am mai văzut-o venind pe la vara mea din ceva motive, cred că poate din cauza mea, nu știu, chiar mă simt de căcat și acum. Bine, încă mai am la prieten pe Facebook, încă mai îmi dă like-uri la poze și chestii, deci cred că o trecut și ea peste, cred că s-o gândi și ea că eram copil prost și acum am deșteptat. Și cam asta a fost toată povestea, băieți. Sper că v-a plăcut, cred că ați râs de mine, mi se pare că sigur ați râs de mine. Și dacă vreau să facem povești de-astea handicapate, o să vă zic întotdeauna tot ce am făcut când la viața mea. Eu am fost Timo atunci și vă zic ciao, bless. Și din nou... Ca să zic așa, măricică, dacă vezi videoclipul ăsta, îmi pare foarte rău. Deci nu o să zic numele real, deci stai liniștită, dar îmi pare foarte rău de ce am făcut. Ok, no. Ciao, les.